Văd că să așteptăm. Eu am întrebat-o doar, m-am dus. Dați pe la vreo două, da. Da, unde? Unde sunt? O sac de criminali. Da, da. Și te-ai chemat odată? Ei, da. Șase cuminte, nu. Al ține pe popa de mână. Al ține pe popa de mână, tu nu mă îmbrai așa. Da, eu îmbram așa. La judecă, stă la lăutănasă. Da, da. Ia uite, Ulesia botezatul, care cu popa terente. Dar cum e, nici nu avea calitate de nimic și o primeță în ședință. Nu pune mână cu mine. Nu pune mână cu mine. Și unde vrei să treci? Să arăt cum de vorbă, cu avocație. Și e botezatul? Și e botezatul? Можно пройти? Я не хочу попадать на вашу камеру. Не надо попадать. Идите. El nu-mi permite, dar și eu te întreb orice. El la popă nu a văzut că Terente a luat tot efectiv acolo făcut. Nu a văzut Olesia botezatul procurora care primește bani. Popă i-a iertat păcatele. Da, popă i-a iertat, cred că, păcatele. Da, i-a dat niște apă sfințită. Și gata, ți-ai terminat ședințele. Să te amnați ședințele. Asta e cu doamna Galina, casa cu popa Terente Nicolae. Asta e procuroșa. Procuroșa. Dar ce? Dar de ce la botanică, eu nu înțeleg. La ce? În ce ședință? De care procuror e? De botanică, de care? Nu, de la centru, tot eu mă chemat. De la centru? Da. Și te purta prin ședință de ziua? Da, da, da. Ani de zile. Ea nu vrea să filmată. El a venit că el lucra pop, el a venit cu de sagă, dar eu fără de sagă. Tu fără de sagă, dar vopșit, tu nu vei calitate. Eu n-am că vine, eu eram nimic acolo. E și de mai de vorbă cu avocație, e și de aia, pici atât, curtaie, și gata de-am te-ai subrit de-am acasă, de-am. Și odem s-a terminat lucru. O lesea botezat-o. Lipădături de procurori, că lipădături de procurori. Popa o câștigat, șede popa cu lipădătură. Eu nu văd dosar penal să-i pornească lupă. Ce nu mi-ai spus mai devreme? Doamne ferește și pacică, mă duc să Doamne ferește și pacică. Da. Dar pe papă bine. Nu pot scoși la copă, pot să-l la... Păi, dar pe ieși la papă. Ieși la înțeleg. Mă, n-am ținut pe popă așa ea. Nu, doamne, tu ieși la păcatele pe altar. Da, da. Se duce o rată carnuța pe altarul. Da, da, uți un altar. O lese... Barbă, blei. O lese botezatul, lipădături. Și altă nică, că asta e curte de apel, oameni buni. Și vreau să fiți solidari, să pornim odată. Să pornim odată, să dăm jos sistemul ăsta corupt, banditesc, criminal, opăgăuri. Ai văzut și de pe aici, da, mi-e frece vorba, vei cu tot. Eu credeam să terminăm vorba. Da, ieși de și câta dosare pe aici. Care dosarele ar mai cumpăra lie? N-ai câte ori. Am să terminat lucrul. Până m-a venit lucrul, dar m-a suferat lucrul. Care ți-ar mai gonesc pe casă? E cu Dorin, e cu Dorină veșa vie. El e Dorin Reșalovca, ăsta rezolvă. Aveți nevoie de avocați buni? Actele, ăsta rezolvă banii pe masă, 15.000 de euro. 20. Aia ți-l spun eu, care ți-am dat eu oameni la Ieloveni. Haide, dar cum ne întoarcem în anii? Hai că ți-l spun, găsim dosarele. Dar cum, dar? Le găsim dosarele, da. Da, da, hai să rezolvă. 15.000 de euro avocatul, Dorian. Vreau să văd dosarele. Da. Unii figurează 20.000. Ți le dau eu, care ți-am dat omul de la... Stai liniștit. Eu știu de ce vorbesc. Niciodată nu vorbesc, pui și ouă. Da. Da. Hai să rezolvă. 15-20.000 de euro. Femeia și ea plânge și te blastăma și ți-și banii pe... din Franța e dus acasă. Ți-o spus de unde? Nu încerca înaintea mea. Nu încerca. Hai să Reșalovca. Eu asta duc dosarul pe masă. Eu asta duc, femeia este. Da, da. Nu la birou, eu să te chem la un avocat. Hai să întorci banii amu înapoi. A venit vreme când trebuie să întorceți banii. Ajunge. Ajunge. Hai că eu scol pe femeie. Cum ți-am adus-o? Da. Cum ți-am adus-o? Eu ți-am adus-o. Da. Eu chiar vă rog. Patru oameni cu 15.000 de euro luat. Foarte bine. Da. Eu chiar vă aștept ca să luați și să veniți cu persoana în cauză. Corect. Iau ce ești de la voi, băi. Te-am văzut să mai cu Olesia botezat împreună. Ce mai rezolvați pe aici? Olesia botezat, s-o prăchet de tine și ține de mână, măi. Olesia botezat. Da. Până scos eu telefonul de mână. Zici că nu e așa.
Eu vă rog un lucru, nu din apărați fapte. La protest, contra protest, la avocații corupți. Doamna, câte 15.000 de euro, liber oameni. Gurița, gurița, că ți-aduc dosare de pe masă. Eu dacă grăiesc, eu fac. Eu dacă grăiesc, eu fac, ți-am spus. Eu nu cedez, eu sunt vodolei. Și nu cedez. Ascultă-mă pe mine. Dar eu nu mă tem. Căutați în altă parte. În persoana mea te-am tăcut? Eu? Ce nu. Ați tăcut? Ce ați tăcut? Voi vreți să mă protest la avocați? Eu îți spun, patru oameni, câte 15.000 de euro ai luat, eu ți-i aduc oamenii. Aduceți-i la mine da. Și vreau să vedeți persoanele. Dorian, stai cum familia lui. Cum familia îmi prezint? Eu repet încă o dată, prezint doamna Maria. Cum te-i familia? Mă prezint, nu sunteți colaborator de poliție. Nu și mai vorbă, duc cum. Ai fost tu colaborator, doamna e destul. Maria, repet încă o dată. Ai fost tu colaborator. Care calomnie? Pentru care calomnie? Pentru faptele că spuneți că am luat 15.000 de euro. Dar păi este femeie, băi, tu, băi. Da. Eu ți-am adus copilul minor. Eu vreau să o văd da. Femeie care au luat 15.000 de euro. Eu vreau să o văd, chiar vreau. Dar tu gândești că era să grăiască orice? O venit vremea când noi grăim, când noi spunem. Da. Da. O venit vremea când noi vorbim. Avocați corupți, care nu le place să leagă clienteci. Coruptule! La un loc cu aurica, închide gura. Închide gura. Lucrează ca avocat de sinistrător. Da. Eu lucrez ca avocat. Închide gura că ți-o spun, te-ai dosar de pe masă. Repet încă o dată. Da. În fiecare zi. Urmăriți după limbajul dumneavoastră. E și mai vorbă, da. Și nu numiți corupte. Ex-ment. Da, da, da. Da, șob ne bălă, da, pravilna, șob ne bălă COVID. Corupților și bandiților, bani vă plași, 15.000 de euro de om lucrează săraci la Franța și dău banii. Hey. Doamna Maria, eu, dacă dumneavoastră să mă luați și să mă invocați date eronate și prostălăjii de genul ăsta, dosarul o să-l pun pe masă. Orice l-ai distrus cu tetul, te gândești. Eu vă repet încă o dată. E și mai vorbă, da. E, tu ești primul și ori ultimul. Da, dar este spre desibire de alții, eu sunt spus dosarul. E și mai vorbă, dar tu ai... Ori să botezat, tu vine făcut ăsta-l dă. Nu uitați că este și Dumnezeu pe lumea asta. Tu mai grăiești de Dumnezeu în ziua de azi? Băi, banditule, băi, 15.000 de euro la dosar, băi. Băi, năpârșilor. Eu repet încă o dată. El culese de mână să ținem. Corupt, o să mă țineți judicat și ați demonstrat. Da, au venit vreme când vă spun lucrurilor pe nume. Vă spun. Tu umbli cu minciună. Da. Te apuci de om și răbi de bani în buzunar, prima. Da, 500 de euro. Așa-l Valera de la Orhei. Cum și de cu amendă, duci o plătești? Tu ai spus, duc să o plătească? Nu ți-e rușine, câți bani ai luat din Valera? La Orhei din Valera. Păi dacă Valeriu Mihai, da. Este clientul meu și în continuare este clientul meu și cu toate că dumneavoastră v-ați străduit să luați și să băgați zăzanii între mine și între Bilsu, eu continui să rămână clientul meu. Legal, și du-te, măi, de ce sunt? Dumneavoastră eronat. Eu l-am dus. Aude bandiții ce face. Aude bandiții ce face. Ține geanta, hai. Есть что выход туда? Есть. Am încredere. Deci pe marginea recursului, recursul este depus de avocatul dumneavoastră, curător Alexei, este pe amendă. Da. Dacă sunt cereri de mers, sunt completări la recurs. Nu sunt. Pe marginea recursului, domnul avocat, recursul. Rata instanță, susținem recursul și să fie anulată încheierea judecătorie Chișinău și Sezbol Ciocană din 9 septembrie 2021. Considerăm că nu a fost intimiată, aplicată amenda judiciară. Doamna Olară a beneficiat de dreptul său de a înregistra video și audio ședință. A depus și cererea în acest sens instanții. Ședința nu a fost închisă. A fost ședință publică. Eu susțin tot ce a spus avocatul și... Nu, n-am ce adăuga. Socot că... Și mai avem o cauză în 313 cu participarea procurorului Buliga Igor. Da. S-a prezentat procurorul? Noi. Nu l-am văzut. Eu și amendarea procurorului.
dosarul ăsta de-am șede pe aici la curte de apel. Da, voi să luați, eu am direct, el de-am stăt, da. Nu, eu la voi prima dată, eu n-am nici împotrivă. Și vreau să vă depun cererea asta, precum eu astăzi am fost la Ciocana și am dat de un dosar unde în 2011 eu fost la pirol la Mală, la Ciocana, și este... da, da, Vâșcu Roman, Vâșcu Roman, ascultați-mă pe mine, onorată instanță. Da. Și eu și amendarea procurorului. El nu vine, el nu se prezintă. O să verificăm motivul neprezentării procurorului. 3 ore eu am așteptat. Eu 3 ore am așteptat pentru ce? Eu nu... Da. Deci cauza dată se amână pentru data de... Puneți-o cât mai aproape. Cancelare te punem. Bine. Eu vin întotdeauna, mă prezint, n-am treabă. Da, cât mai repede, cât mai aproape. Mâine nicio problemă. Da, mâine la 11, da. Da, și vă rog frumos invitații pe toți care sunt pe dosar, aici la părțile vătămate, eu și aici invoc. Vă rog frumos invitații pe toți. Aici sunt părți cu interesate, pentru că aici sunt martorii mei falși pentru care eu am stat. Trebuie să înțelegeți corect și eu aici și spun în cerere. Toți invitați, eu nu știu, prin telefonogramă, prin nu mă interesează. Eu vă rog frumos. O zi bună, vă doresc sănătate. Mâine ne întâlnim. La revedere. Cu ce ești de acord? Că e bani, așa? E că vezi de tine, nu pot spun că iei bani, când nu te-am prins. Nu știu și nu spun. Spun că n-ai procedat corect cu piciorul meu, n-ai procedat corect. Trebuie să închizi menții. Să muie în ziua de azi, un câr de-a lume îmi spune, menții ăștia, Doamne ferește, i-a spus cum să lucrăm, să iubim, Doamne ferește, și clan mafiot. Spune familia. Hai, spune-le la familia la mine. Nu le știi. Dar ce pentru crapi dosar? Lasă-l pe călău. Pe călău e cu banii deoparte. Eu, aici ăla e avocat. Eu merg, am un protest contra avocaților. Contra protest. Da. Să-i iei imunitatea. Să-i iei imunitatea. Ia că asta este. Pe mâine ne-a amânat ședința. Repede. Eu, asta este luat și distribuit, oameni buni, pijări. Dăm jos corupție, că împreună trebuie să duc să o depun cererea. Împreună, toți trebuie să lucrăm. Da, întâi cerem să ne depun și pe urmă. Trebuie să începem la protest, la un avocat, să cerem plângerile, să vedem ce au făcut ei. Și asta este. O zi bună, ne întâlnim la protest. Hai.